Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Activ Arena. În această seară vom discuta despre volei masculin, pentru că avem un meci foarte important sâmbătă de la ora 6 în sala polivalentă, acolo unde suntem și noi de altfel. Alături de mine, capitanul acestei formații de volei masculin a SCM Universitatea Craiova, Laurențiu Lică. Te salut, Laurențiu! Salut, salut și mulțumesc pentru inițiativă, pentru invitație. Suntem la un antrenament, trebuie să spunem, echipa de volei feminină are în spatele camerei un antrenament și dacă veți auzi zgomot sau mingi prin cadru, să știi lumea de ce sunt aceste mici. Așadar, spuneam despre meciul echipei de volei masculin, sâmbătă de la ora 6 în sala polivalentă, SCM Universitatea Craiova întâlnește Arcada Galați, formație care de ani buni câștigă campionatul în România și este cea mai puternică, trebuie să spunem, cea mai puternică, deși noi, de altfel, am fost de multe ori aproape să-i învingem, erau acolo 3. Așa este, vorbim de Arcada Galați, echipa care în ultimile 4 sezoane și-a judecat titlul de campioană, se investește masiv, este o organizare foarte bună, un staff tehnic extraordinar și bineînțeles că au și rezultate. Sigur, se întâmplă de multe ori ca, eu știu, investițiile să nu fie, să fie pe măsură și rezultatele să nu apară. Iată că Arcada reușește de 4 ani, de 4 sezoane, să fie până la urmă cea mai bună echipă din România. Bine, poate succesul acestei formații datorează în mare măsură sau în cea mai mare măsură financiar, pentru că dacă ai bani, poți să aduci și jucători foarte importanți. Sigur, când ai buget de maniera Arcadei, sigur îți permiți tot felul de jucători importanți din Europa și din lume. Dar, așa cum am spus-o, mă repet, și organizarea clubului este una de excepție. Și se pare că reușesc. Sâmbătă de la ora 6, meci cu Arcada, așteptări mari în privința acestui meci, pentru că avem și niște poliție de plătit, să spunem așa. Nu mai aducem aminte, însă au fost și niște lucruri discutate despre arbitraj, dar până la urmă trebuie să mergem să câștigăm pe teren, iar cu aportul publicului, pentru că știu că ați avut și o acțiune foarte frumoasă la SCM Craiova, pentru că am fost și eu acolo, în care ați invitat oamenii la sală. Asta încercăm să activăm acei suporteri care veneau odinioară la sală, acei suporteri care, chiar dacă nu erau un număr mare, erau foarte zgomotoși și puneau foarte mult suflet. Avem nevoie de ei. Cu siguranță trebuie să spun că ne bazăm pe, eu știu, sala noastră, pe suporterii noștri și sper ca evoluția noastră de sâmbătă să fie una pe măsură. Avem nevoie de victorie. Dacă Arcada este deja campioană, sunt convins că ei vor veni mult mai relaxați și în același timp fără presiune, ceea ce e posibil să fie și un avantaj pentru ei, pentru că una este să joci cu presiunea rezultatului și alta este să joci relaxat, așa cum vor veni ei. Eu cred că va fi un meci spectaculos, cum au fost toate celelalte până acum. Am întâlnit această echipă și în semifinala Cupei României. Am jucat trei etape deja în campionat. Rezultatul nu ne-a avantajat. Am reușit un singur punct să câștigăm împotriva lor, acel 3-2 din polivalentă. De ce nu? Putem să sperăm la sâmbătă că rezultatul va fi de partea noastră și, mă repet, avem nevoie de victorie pentru a rămâne în cărți pentru cea mai strălucitoare medalie care a mai rămas în joc. An de an, echipa de volei masculin, trebuie să spunem că este acolo în top, poate este cea mai performantă echipă a Craiovei din ultimii ani. Bineînțeles, nu putem să nu amintim și de Cupa EHF, care a fost o performanță fantastică a echipei de handbal feminin, dar ceea ce privește echipa de volei, mereu, an de an, sunteți acolo la medalii. Cum reușiți? Da, este adevărat. Avem
evoluții constante și rezultate constante în ultimii ani. De pe locul 3 jonglăm cu locul 2. Am reușit și, după cum bine știți, în 2016 să câștigăm și campionatul. Ne propunem întotdeauna la început de sezon să fim pe podium. Chiar dacă, eu știu, uneori obiectivul clubului este clasarea în primele patru, noi reușim an de an să atârnăm ceva de gât și asta, bineînțeles, că vine cu mult sacrificiu din partea noastră. Ar putea fi locul 2 în acest sezon să fie ca un titlu pentru SCM Universitatea Craiova? Titlul este unul singur, trebuie să recunoaștem. Locul 2 ar fi onorant, având în vedere puterea celorlalte cluburi. Dinamo, eu pot să recunosc că la începutul sezonului mizam pe această echipă că își va adjudeca titlul. O echipă care a investit în ultimii 2 ani foarte mult. După cum știți, chiar au furat, între ghilimele, și o linie întreagă de la SCM Craiova. Sigur că pentru noi a fost o pierdere mare. Sunt cluburi care, exact cum spuneam mai devreme, plătesc și atunci jucătorii sunt atrași, bineînțeles, de un contract mai bun, de cluburi puternice și, de ce nu, așa cum am spus, ei aveau, din punctul meu de vedere, o șansă importantă anul acesta. Dar și pentru ei rămâne, cred că, să salveze acest sezon un loc 2, cred că și pentru ei este un rezultat remarcabil. Cum a fost ieri să te întâlnești cu oamenii din Craiova, să-i inviți la meci și le-ați dat și niște flyere în care, bine, foarte multă lume credeau că sunt invitații directe, adică intrigat de sa polivalentă. Nu e vorba de asta, sunt niște flyere în care oamenii sunt invitați la meci, dar cum a fost să te întâlnești cu ei, să le spui, domne, și chiar te-am auzit de multe spunând, avem un meci foarte important, sâmbătă veniți alături de noi. Da, e emoționant, pentru că n-am mai făcut de mult acest lucru și întotdeauna e un sentiment aparte să socializez cu oamenii de pe stradă, să fac o invitație la sala polivalentă pentru meciuri importante. Ar trebui să fie o obișnuință din partea noastră, clubul trebuie să organizeze lucrurile astea mult mai des și sunt convins că ușor, și nu numai la volei, lucrurile se vor schimba, chiar dacă traversăm o perioadă grea în societatea noastră traversează o perioadă grea cu aceste probleme mondiale. Eu cred că ușor ar trebui să existe o educație ca mare parte din locuitorii Craiovei să ia parte la aceste evenimente. Se spune că inclusiv voi, sportivii, antrenorul, ați vorbit și la facultate de sport să vină oamenii la sală, pentru că, așa cum spuneți, este un meci foarte important. Mizezi pe un anumit număr de oameni la sală sâmbătă? Să fiu optimist, sper să reușim 700-800, de ce nu 1000 de persoane. Este greu de estimat, pentru că întotdeauna, eu știu, chiar dacă faci evenimentul, promovarea foarte bună, ajungi să fii un pic surprins de faptul că lumea nu percepe atât de ușor cum noi sperăm și noi credem. Și aș mai aduce un lucru în această discuție, în ideea în care, după pandemia de coronavirus, oamenii, nu știu să zic, au uitat să vină la sală, să vină la stadion, pentru că eu vorbesc și în ceea ce privește fotbalul, pentru că duminică știm foarte bine Universitatea Craiova înfruntă CFR Cluj, nici acolo nu știu sigur dacă se va umple stadionul, deși știm bine ce meci este acesta cu CFR-ul, nici acolo nu suntem siguri că se va umple stadionul, deci oamenii trebuie să se obișnuiască să revină la sala polivalentă sau la stadion, pentru că mi-amintesc că și inclusiv după ce s-a dat acele cifre, 50%, nu am ajuns la 50%, nici în polivalentă la meciuri grele, nici în stadion. Așa că oamenii trebuie ușor să-și recâștige bucuria de a veni la polivalentă. Asta cred că și din
cauza, sau nu, n-aș putea să spun cauză, dar avem sală polivalentă foarte mare, avem un stadion imens. Într-adevăr, la fotbal au fost evenimente în ultimul timp până acum 2 ani au fost evenimente care au umplut stadionul. Sperăm ca și în sala polivalentă, prin rezultatele noastre, să reușim să facem suporterii să se intereseze din nou de sport și, sigur, subliniez, avem nevoie de rezultate pentru a-i convinge. Ai o carieră impresionantă în spate, nu trebuie să mă mai reamintim de atâtea ori. Ai jucat cu săli pline. Cum e să joci volei cu săli pline? E plăcut. În țară, într-adevăr, au fost și înainte, pot spune, Delta Constulcea, Constanța, chiar Zalău, săli, într-adevăr, care nu erau foarte, foarte mari, dar erau pline și sentimentul este extraordinar. Creează așa o emulație și o dorință de a ți arăta cele mai bune skill-uri, încât sigur că spectacolul este garantat. Vorbim într-adevăr și de săli din Franța, acolo unde am evoluat o mare parte din cariera mea. Lumea acolo este diferită. Aș putea spune că au această educație de a sprijini sportul local, chiar naționalele, echipele naționale. Așa că s-a întâmplat de multe ori în Franța, de exemplu, finala Cupei Franței, mi-aduc aminte, în sala Pierre de Coubertin, la Paris, a fost ceva nebunesc. Am avut, cred că doar echipa noastră a avut jumătate din suporteri în sală, restul cei din Paris, a fost extraordinar. Este un lucru atât de plăcut pentru un sportiv să practice acest sport, pentru că până la urmă pentru ei jucăm. Dar e un mic regret al carierei, al tău personal, că românul, pentru că nu vorbim doar de Craiova, poate Craiova este cu mult peste alte orașe și nu poate, sigur, este în ceea ce privește sportul și iubitorii de sport, pentru că chiar dacă nu vin la sală, scriu pe Facebook peste tot critici așa sau chiar vă susțin, dar că românul nu are educația asta de a veni la polivalentă, de a veni la stadion, de a se comporta civilizat poate de multe ori, pentru că hai că aici la sală mai merge, de la stadion este ce este și nu vorbesc neapărat de peluze, ci de oameni normali. Da, cred că pot spune că grijile, alte griji care ne macină de zi cu zi, ne face să uităm până la urmă de cinematografe, de teatre sau de sport. Așa cum am spus, în vest sunt foarte mulți care nu duc grija zilei de mâine. În România și zona balcanică, din păcate, se întâmplă și sunt situații de genul acesta. Eu cred că dacă noi reușim să promovăm meci de meci, așa cum trebuie, așa cum am făcut și în această săptămână, mă repet, eu cred că putem să aducem din nou un număr mare de suporteri și de cunoscători de sport. Laurențiu, la cei 21 de ani ai tăi, vei continua alături de noi și din sezonul viitor? Da, sigur că îmi doresc. N-am avut încă o discuție cu conducerea. Sunt convins că dacă eu îmi dau acordul și spun faptul că mi-aș dori să continui cariera mea la Craiova, nu este absolut nicio problemă. Cel puțin din punctul meu de vedere, cred că am demonstrat încă o dată că în acest sezon că pot să mai fac față la un nivel înalt și dacă mi se va propune un contract și pentru anul, aș fi foarte onorat. Bine, nu că ai făcut față, ești printre cei mai buni jucători din divizie și nu știu dacă e de bine sau de rău pentru jucătorii români.
Da, este adevărat. Urmărind așa statisticile, pot spune că sunt acolo în top. Sigur că mă bazez deja după 40 de ani de foarte multă experiență și sigur că cunosc foarte bine campionatul României. Asta mă ajută să, eu știu, să fiu în fața altor jucători care vin pentru prima dată sau joacă al doilea sezon în România, pentru că dacă mă întrebați meciurile, unele din meciurile importante pe care o echipă le are pe parcursul sezonului sunt cele cu echipele de mijlocul clasamentului și eu cred că Craiova în ultimul timp, cel puțin de când sunt eu aici, aici face diferența. Reușim să nu greșim și să facem meciuri și rezultate extraordinare cu echipele din top. Eu zic că printre oamenii care vin la Polivalentă, o mare măsură vin să te vadă jucând. Adică de multe ori și poate nu e bine ceea ce spun, dar dacă întrebi în orașul ăsta despre echipa de voi, o să spună, din păcate, poate doar două nume. Pascu și Culică. Sigur că suntem foarte vechi în branșă, în această echipă și am conexiuni cu oamenii pe stradă. Mă opresc și sigur că apreciază ceea ce fac pe teren. Mă bucură enorm și atunci când, de exemplu, mi se strigă numele când ajung la serviciu, este un lucru extraordinar și mă face să mă simt fericit și să știu că aici îmi este locul. Pentru această echipă am evoluat cu cea mai mare îndârjire și plăcere. Ce motivație îți mai găsești după 40 de ani să încă să joci și să joci la acest nivel de top? Motivații sunt mai multe. Eu cred că cea mai importantă motivație este de a-mi demonstra sezon de sezon că încă reușesc și încă pot să fac față nivelului. Sigur că de multe ori în fața mea sunt jucători tineri care se uită la mine și spun wow, uite-l pe Lică. Eu în momentul acela știu foarte clar că vreau să le arăt ce fac pe teren, nu ce a fost Lică. Deci încă vreau să, eu știu, să sparg recorduri, dacă vreți, prin evoluții bune consecutive, prin puncte sau printr-o clasare cât mai sus cu echipa, cu SCM-ul Craiova. A fost vreun moment în ultimii ani în care ai zis că vrei să renunți? Deși eu nu cred, dar poate în gândul tău ai zis, dom'le, poate e suficient, poate am făcut destule. Poate după ce ai plecat de echipa națională, de fapt n-ai plecat de tot, te-ai retras jucător fiind. Nu, n-a fost niciun moment. Dacă ajung în situația asta, este clar că e un semnal clar și adevărat că trebuie să spun stop. Dacă ajungi să te confrunți cu propria conștiință, atunci cred că lucrurile sunt clare, trebuie să renunți. Am renunțat la echipa națională din simplu motiv că nu voiam să mai stau cantonamente toată vara, sunt deja 18-17 ani de echipă națională cu perioada de vacanțe pe care alți jucători le aveau, eu și cu echipierii mei de la echipa națională stăteam acolo în pregătire. Familia, sigur că ușor le era greu să mă mai vadă plecat, așa că și încă un motiv în plus, trebuie să recunosc că vin jucători, cel puțin pe postul meu, capabili de a face față la echipa națională și cred că de multe ori puteam să influențez antrenorii de la echipa națională prin experiența mea să fiu întotdeauna în primii șase în pofida altor jucători mai tineri. Și cred că am făcut o alegere bună, nu-mi pare rău. Este adevărat că acum, de când am spus stop pentru echipa națională,
Sunt team managerul echipei naționale și mă cam plimb prin țară pentru că trebuie să fiu aproape de echipă. Sunt alte probleme organizatorice pe care trebuie să le rezolv, dar le fac cu mare plăcere și se pare că încă n-am scăpat de aceste momente program aglomerat pe care îl am în fiecare vară cu echipa națională. Și nu-ți vine câteodată să lași training-ul ăla și să intri în teren? Ba da, da, s-a întâmplat. Chiar și Dan Pascu și actualul Sergiu Stancu chiar mă mai întrebau și mă întreabă de ce? Ce spui, numărul 11, îl păstrăm? Nu, e deja prea mult și sunt convins, mă repet, sunt convins că sunt jucători cu capacitate foarte, foarte mare de a face față echipei naționale. Și trebuie să spunem că ți-ai atins și poate un obiectiv al tău personal cu participarea aceea la campionatul european. Cred că ăla a fost țelul ca jucător al echipei naționale. Așa este. Tângeam după o performanță de genul acesta, ceea ce generația mea și nu numai în ultimele 16 ani nu reușisem să ne calificăm la un turneu final. Am reușit-o și pentru mine a fost clar că lucrurile n-au cum să evolueze mai mult decât am reușit în acel an și în acea perioadă. În ultimii ani, jucând la Craiova, având aceste statistici bune, ai avut vreodată, nu știu, un schimb de replici cu un oficial al altei echipe? Hai mă, Laurențiu, nu vii la noi, nu vii să joci pentru noi. Acum, pe final de carieră, îți dau mai mulți bani decât Craiova. Hai că o să fii legendă la noi. Ba da, au fost, sigur că au fost, dar ușor, ușor, uite, anul trecut, anul acesta, lumea nu mai întreabă pentru că știu deja răspunsul. Am avut multe oferte din țară, știți foarte bine că am onorat una, ceea ce mi-a fost greu să o accept, dar m-am gândit și la alte aspecte. A fost un sezon extraordinar cu Ploieștiul și mă bucur că am făcut această alegere. Așa cum am promis și atunci când am plecat, am garantat că mă voi întoarce la Craiova și cariera mea se va termina aici, în această sală și în fața acestor suporteri. Ești locomotiva acestei formații, așa cum spune Dan Pascu? Păi, eu sper că sunt, așa îmi place să cred. Este un aspect important și faptul că sunt omul de legătură între bancă și echipă. De multe ori lui Dan este ușor să dea niște informații direct capitanului, direct mie, și eu să le pun sau să le spun băieților. E un lucru care se întâmplă de ceva timp, de când sunt la Craiova și au început să funcționeze foarte bine. Suficient doar câteva semne și eu știu exact la ce se referă și cred că ăsta este până la urmă și face parte din atribuțiile unui capitan. Inclusiv și modul de a te bucura e diferit față de al celorlalți și parcă simți mai mult meciul, poate această chimie între tine și oraș și ceea ce înseamnă această echipă, pentru că dincolo de toate această echipă poartă numele de Universitatea Craiova. Așa este, așa este. Sunt întotdeauna mă manifest ca la, eu știu, poate la 25 de ani, din simplu motiv că asta simt, asta îmi place să trăiesc și vreau să motivez și ceilalți coechipieri în momentul în care ei văd o astfel de atitudine a mea în teren, sunt convins că le stârnesc orgoliu și de multe ori poate și reproșează că, uite, un jucător de trecut de 40 de ani reușește să se manifeste și să se bucure în modul acesta, de ce nu pot să o fac și eu? Și până la urmă împreună reușim să facem acest lucru. Întotdeauna
am mizat pe acest lucru, chiar dacă de multe ori pe finaluri de meci sau seturi încinse simt că nu mai am suflu, îmi place să mă manifest, îmi place să... Ăsta sunt. E simplu. Vreau să ne spui un lucru din spate. Ce e cu jocul acela dinaintea antrenamentului, de anticipa antrenamentul direct, acel joc pe care mi-a spus domnul profesor Pascu că ar fi, că dacă nu vi l-ar da, nu ați face antrenamentul cum trebuie. Da, este un funny game, e un joc între două echipe care se aleg la început de lună și cam toată luna concurezi în aceeași echipă, apar orgolii foarte mari și de multe ori chiar certuri. Trebuie să recunosc că, mai ales pe tema arbitrajului, pentru că, din păcate, nu avem un arbitraj video și de multe ori Mitru este luat așa la bastoane. Da, e un joc cu o singură atingere, ai voie să atingi mingea doar din preluare și ai de asemenea voie să ataci din prima dacă reușești. Și este, să spunem, ca un tenis. E simplu, așa îl numim și noi, tenis. Laurențiu, îți mulțumesc foarte mult că ai fost alături de noi. Încă o dată invităm pe oameni să vă fie alături sâmbătă de la ora 6. Este un meci foarte important pentru obiectivul personal al jucătorilor, poate nu al clubului neapărat, dar este un obiectiv pe care ni-l propunem, locul 2, ceea ce spunem încă o dată, Arcada domină campionatul de câțiva ani. Noi îi putem învinge doar cu ajutorul dumneavoastră. Ai un mesaj pentru suporterii albălbaștri? Da, putem să învingem Arcada, putem să rămânem în lupta pentru medalii, dar cu siguranță aportul dumneavoastră va fi extraordinar de important, extraordinar de motivant pentru noi și vă așteptăm sâmbătă la ora 18 să fiți alături de noi. Mulțumim, Laurențiu. Mulțumesc și eu. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ați fost alături de noi și astăzi. Încă o dată vă spun, sâmbătă, hai să fim alături de băieții de la volei. Bineînțeles, duminică mergem la stadion să susținem Universitatea Craiova, meciul cu CFR. Avem două meciuri tari în weekendul acesta, un weekend sportiv aici la Craiova. Sâmbătă volei, duminică fotbal, Universitatea CFR, Universitatea Arcada, dacă vreți, sâmbătă în polivalentă. Vă mulțumesc încă o dată, ne revedem săptămâna viitoare cu noi invitați speciali aici la Activa Arena. Seară frumoasă! Cum au fost începuturile în volei? Eu am intrat în lumea voleiului din întâmplare. A fost o situație în care părinții mei s-au mutat dintr-un cartier în altul. M-am înscris efectiv la Titulescu, la liceu, în clasa 5-a, și profesorul Dobre m-a văzut pe scările de la intrare, m-a întrebat ce-i cu mine, i-a plăcut de mine că eram înalt, m-a întrebat dacă îmi place voleiul. La momentul respectiv nu știam decât că se joacă peste o plasă cu o minge și atât. Eu, în dorința de a face sport atunci, am spus da, bineînțeles. Și atunci m-am înscris la clasa sportivă de volei. Și așa am început voleiul. Am beneficiat de la Titulescu de o organizare foarte bună la nivelul acela, de un club sportiv bine organizat, de profesori bine instruiți care au știut cum să lucreze cu noi. Progresul a fost foarte rapid de la an la an, în așa fel încât în clasa a 7-a prima dată am fost convocat la cel mai mic lot de juniori și după aceea progresiv până la lotul de seniori. Puteți în nume propriu al capitanului Lică, cât și al întregii echipe, să invitați la sală studenții Facultății de Sport din Craiova? E o situație mai delicată pentru că, vedeți, în ultimii 2 ani, dacă a fost această pandemie, a fost restricționat accesul publicului la sală. Din o lună de zile, să zic, nu mai sunt aceste restricții și lumea poate să vină liber. Dar să știți că eu, pe atât cât am putut, am chemat studenții mei cu care lucram,
Este într-adevăr, se poate lucra mult mai bine pe această, pe această temă, pentru că, în mod normal, studenții care, eu știu, își desfășoară activitatea la o facultate de educație fizică, ar trebui să nu-i invităm noi să vină singuri. Dar pentru acest meci cu Galațiu, vă garantez că vom face toate eforturile, atât eu cât și Lică, pentru că și Lică este cadru didactic la Facultatea de Educație Fizică. Amândoi vom face tot posibilul să aducem cât mai mulți studenți la sală și poate să le dăm scânteia de a face un obicei din acest lucru. De ce nu joacă mai mult și jucătorul brazilian pentru a fi și Lică protejat? Este o întrebare delicată, pentru că în momentul în care eu am ales acest jucător să vină la echipă, m-am gândit la faptul că Lică avea nevoie de un înlocuitor care să fie un jucător cât de cât bun, eficient în acțiunile lui, dar spuneți-mi cum pot să joc eu mai mult cu brazilianul, cu jucătorul brazilian, când Lică a jucat fantastic în acest campionat, a avut meciuri decisive pentru victoria noastră. Un jucător care este în continuare un exemplu de profesionalism și de dăruire pentru acest sport. Deci este, ca să-l fi schimbat pe Lică, înseamnă să-i fi tăiat tot, să zic așa, tot elanul și toată plăcerea de a juca. Asta este situația. Mă bucur foarte mult că Lică joacă în continuare la un nivel foarte înalt. Mă bucur foarte mult că va juca și sezonul următor și sunt convins că o va face la capacitatea maximă. Este greu, într-adevăr, să găsești un jucător care să-l înlocuiască pe Lică. Cum este să fiți ultima echipă din Craiova care a câștigat un titlu? Păi, nu știu, este ultima echipă, nu cred că este adresată bine întrebarea, pentru că de la înființarea clubului SCM Craiova suntem prima și singura echipă care am câștigat un titlu de campion. Este adevărat, în istoria voleului, la fete, fetele au câștigat, au 5 sau 6 titluri în anii 80-90. Au câștigat 5-6 titluri la rând. Noi, ca la băieți, am ieșit de multe ori pe locul 2-3 în medalie, dar n-am reușit să câștigăm titlul în acea perioadă. Mai sunt cei de la handbal care iar la fel au câștigat câteva titluri. Deci în istoria veche a sportului craiovan sunt echipe care au mai câștigat titlurile de campion, dar în istoria nouă, să zic așa, noi suntem singuri. La momentul respectiv a fost un lucru de împlinire profesională pentru mine, pentru că la nivel de juniori obținusem toate titlurile posibile la toate categoriile. Cu lotul național, iar la fel participasem la rezultate deosebite, dar singurul meu regret era că nu reușisem să ies campion ca antrenor. Am reușit acest lucru. M-a bucurat foarte mult, a fost și pentru oraș a fost un lucru deosebit, a fost o emulație specială atunci. Mi-aduc aminte publicul care a venit în sală și ne-a susținut, și public fără de care nu puteam să câștigăm acel titlu. Și mi-aș dori din tot sufletul să revin acele momente frumoase. Bugetul echipei pentru sezonul viitor va fi la fel sau mai mare? Domnul director Cosman este un om de sport, știe cu ce se mănâncă sportul în general. E conștient că lucrurile sunt într-o ascensiune așa și a prețurilor jucătorilor și a cheltuielilor. Și dânsul mi-a garantat că vom avea un buget care să ne mențină cel puțin la același nivel. Așa că nu pot decât să mă bucur că și anul viitor vom avea un buget mulțumitor care să ne facă să vizăm performanța. Mulțumim frumos! Și eu mulțumesc!